Bună ziua, dragi prieteni! În aceste zile, Republica Moldova a primit un mesaj puternic de sprijin în cadrul celei de-a 12-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ne bucurăm să-l avem astăzi din nou alături de noi pe bunul meu prieten și pe bunul prieten al Republicii Moldova, domnul Siegfried Mureșan, împreună cu colegii săi, membri ai delegației Parlamentului European. Am desfășurat cea de-a 12-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere și în cadrul acestei reuniuni, colegii din Parlamentul European au apreciat înalt eforturile Republicii Moldova atât în contextul încercărilor și reușitelor Guvernului Republicii Moldova de a combate efectele nefaste ale războiului din Ucraina, efortul pe care Republica Moldova îl face pentru a ajuta refugiații din Ucraina și, în egală măsură, eforturile pe care le face guvernarea de la Chișinău pentru a sprijini reformele pe care ne-am angajat să le implementăm. Și probabil cel mai important mesaj pe care l-am primit de la prietenii noștri din Parlamentul European, reflectat de altfel și în declarația finală a reuniunii, este încurajarea insistentă a colegilor din Parlamentul European către colegilor din Comisia Europeană, din statele membre, pentru a porni cât de curând posibil negocierile de aderare a Republicii Moldova, având în vedere noul statut de țară candidat. Firește, în condițiile în care Republica Moldova realizează, implementează cele nouă angajamente pe care și le-a asumat în cadrul acestui proces. În egală măsură, colegii din Parlamentul European au apreciat și au sprijinit în același timp eforturile pe care le facem în cooperarea noastră cu Uniunea Europeană pentru a promova dezvoltarea economică a Republicii Moldova, acele reușite pe care le-au obținut acum grație eforturilor comune colegilor din Parlamentul European, din Comisia Europeană, pentru a liberaliza transportul, a liberaliza comerțul și, la fel, în această declarație se reflectă solicitarea, propunerea de a liberaliza, de a reduce costurile în domeniul roamingului. Pentru că și această măsură va facilita relațiile comerciale, schimburile interumane. De altfel, în cadrul acestei reuniuni am trecut în revistă, după cum spuneam, procesul de reformă în domeniul justiției, în domeniul securității energetice și bunii noștri prieteni din Parlamentul European ne-am asigurat și ne oferă tot sprijinul și vor continua să depună eforturi de sprijin a Republicii Moldova, atât la Bruxelles, cât și în capitalele europene, pentru a depăși această criză mare care ne confruntăm în aceste zile, în contextul deficitului acut de energie electrică și de gaze naturale prin care trece Republica Moldova. Nu pot decât să-i mulțumesc bunul meu prieten Siegfried Mureșan și colegilor săi în numele atât a fracțiunii PAS, Parlamentului Republicii Moldova, dar și a cetățenilor Republicii Moldova pentru toate lucrurile bune, pentru toate eforturile susținute pe care le depune domnia sa și colegii pentru a promova Republica Moldova și pentru a ajuta cetățenii Republicii Moldova în aceste momente extrem de complicate. Vă mulțumesc mult, domnule Mureșan. Mulțumesc mult, bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc mult, în primul rând, domnule președinte Popșoi, pentru ospitalitatea pe care ați oferit-o delegației Parlamentului European, aflată ieri și astăzi în vizită la Chișinău. Am venit în principal pentru cea de-a 12-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova. Colegi membri ai Parlamentului Republicii Moldova și colegi membri ai Parlamentului European. A fost prima întâlnire în acest format ce are loc după obținerea de către Republica Moldova a statutului de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ca atare, primul și cel mai important mesaj pe care l-am transmis colegilor din Parlamentul Republicii Moldova și transmitem și cetățenilor Republicii Moldova este felicitări pentru obținerea statutului de stat candidat. Este o realizare istorică ce a fost posibilă din eforturile făcute de oameni în ultimele luni, ce a fost posibilă datorită credibilității de care Republica Moldova se bucură astăzi la nivelul instituțiilor Uniunii Europene.
și credibilitatea mare pe care Republica Moldova se bucură astăzi la nivel european înseamnă că vom putea face tot mai multe lucruri împreună, vom putea ajuta Republica Moldova tot mai mult în aceste vremuri dificile. În primul rând, am ținut să felicităm pentru obținerea statutului de stat candidat, iar în al doilea rând, mesajul nostru foarte clar este: Parlamentul European va fi alături de Republica Moldova în fiecare etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pe tot acest parcurs de integrare în Uniunea Europeană. Am adoptat ieri, ca urmare a muncii noastre, ca urmare a reuniunii noastre, un text realist, dar ambițios, o declarație comună a delegației din Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Prin această declarație solicităm creșterea sprijinului financiar de la nivel european pentru Republica Moldova. Cu toții ne confruntăm cu aceeași situație. Prețul crescut la energie, cantități limitate de energie. Cu toții dorim să reducem dependența de combustibil fosil din țări pe care nu ne putem baza, în speță din Federația Rusă. Cu toții suntem în aceste situații dificile, însă simțim că în Republica Moldova magnitudinea problemei este mai mare, problema este presantă, de aceea și ajutorul trebuie să fie mai mare. Vom lucra alături de Comisia Europeană, de guvernele statelor membre în următoarele săptămâni pentru a mobiliza un sprijin financiar cât mai mare pentru Republica Moldova. Vă pot spune că oricând Parlamentul European va trebui să ia o decizie în ceea ce privește Republica Moldova, vom pune subiectul prioritar pe ordinea de zi și realitatea ultimilor luni arată că deciziile Parlamentului European vor fi în favoarea Republicii Moldova. Vom continua și în următoarele săptămâni și în următoarele luni să tratăm Republica Moldova ca pe o prioritate a Parlamentului European. Cel de-al doilea lucru pe care l-am adresat și l-avem în textul nostru comun este următorul. Comisia Europeană a făcut Republicii Moldova 9 recomandări când a oferit statutul de stat candidat. Am văzut în cadrul vizitei noastre că autoritățile din Republica Moldova s-au apucat de treabă pe implementarea tuturor reformelor în cele 9 domenii unde Comisia Europeană cere progres. Cerem în textul declarației noastre următorul lucru. De îndată ce aceste 9 recomandări sunt implementate de autoritățile din Republica Moldova, Comisia Europeană să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova. Pentru că acest lucru este posibil, pentru că acest lucru să devină posibil, cerem Comisiei Europene ca, cât mai devreme, în anul 2023, să vină Republica Moldova să efectueze evaluarea îndeplinirii de către Republica Moldova a tuturor acestor recomandări pentru a putea trece la etapa următoare. Discuțiile pe care le-am avut la nivelul Guvernului, cu doamna prim-ministru, cu ministrul Justiției, discuțiile pe care le-am avut cu noul procuror șef anticorupție, ne-au convins că cele mai importante reforme în domeniul justiției au fost începute, procesele sunt începute, sunt irreversibile, direcția este corectă și plecăm acum cu convingerea că în Republica Moldova vom vedea domnia legii, întărirea statului de drept, combaterea corupției în viitorul apropiat. Știu că oamenii au așteptat mult timp progrese în acest domeniu, acum vedem în sfârșit aceste progrese. Vom lucra așadar împreună, atât la prioritățile urgente, energie, prețuri, facturi, securitate, dar vom fi alături de Republica Moldova pentru a întări capacitatea statului, pentru a moderniza instituțiile publice, pentru a îmbunătăți serviciile publice, educație, servicii medicale, reformarea justiției, căci toate aceste priorități pe care le-am avut înainte de război rămân priorități, trebuie să le facem în continuare tocmai pentru că sunt lucruri bune pentru oameni. Chiar înaintea aderării efective a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, când suntem cu toții conștienți, acest proces este un proces cu mai multe etape, chiar înainte de aderare, sunt mai multe beneficii pe care cetățenii Republicii Moldova le vor putea avea. Dorința noastră este să oferim cât mai multe beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Pe lângă sprijinul financiar și fondurile europene, dorim integrarea Republicii Moldova în piața unică europeană. Asta va însemna
că agricultorii din Republica Moldova vor putea exporta mai mult, mai repede, fără cote, fără bariere, în Uniunea Europeană, întreprinderile din Republica Moldova își vor putea transporta de asemenea produsele mai repede, mai simplu, cu mai puțină birocrație în Uniunea Europeană și investiții europene vor fi facilitate aici, în Republica Moldova. Dorim parafarea și implementarea acordului de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană și susținem acest lucru ca delegație a Parlamentului European. Linia trebuie să fie următoarea. Tot ce Uniunea Europeană face pentru Ucraina trebuie să facă și pentru Republica Moldova. Și acesta este unul din mesajele importante pe care vreau să le dau astăzi. Republica Moldova este pentru Uniunea Europeană la fel de importantă din punct de vedere al stabilității, securității, cum este și Ucraina. Și de aceea, noi ca delegația Parlamentului European vom implica pentru ca tot ceea ce Uniunea Europeană face pentru Ucraina să facă și pentru Republica Moldova. Încă o dată, mulțumim mult, domnule președinte, pentru primirea călduroasă pe care dumneavoastră și colegii din Parlamentul Republicii Moldova ne-ați făcut-o, pentru discuțiile fructoase, pentru cu convingerea că Republica Moldova se îndreaptă în direcția potrivită, că în sfârșit au fost începute reformele pe care oamenii le așteaptă și plecăm cu dorința de a ajuta, inclusiv în această situație dificilă din punct de vedere energetic. Vă mulțumim! Bună ziua, Daniela Andreevă, ProTV. Am o întrebare, sau de fapt o să încerc să combin mai multe, adresate atât domnului Mureșan, cât și domnului Păpușoi. Acum, după această declarație pe care ați semnat-o, ce urmează? Când ar putea începe aceste negocieri? Când ar putea veni cel puțin un răspuns din partea Comisiei Europene? Și dacă până la evaluarea a ceea ce s-a făcut până acum pot apărea și alte condiționalități, condiționalități legate de aceste reforme care trebuie implementate și care nu sunt duse încă până la capăt. Și ce mai are de făcut Republica Moldova în acest sens? Iar o altă întrebare este, dacă nu vă supărați, pentru că știu că sunteți presat de timp, cu ce poate Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova acum, în situația asta legată de criza energetică, când avem un deficit de curent electric, de gaz și tot așa mai departe? Ultimele luni au arătat că Republica Moldova și Uniunea Europeană pot lua repede decizii în favoarea cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește etapele procesului de aderare. După depunerea de către Republica Moldova a scrisorii prin care a notificat Uniunea Europeană că dorește să devină stat membru, Comisia Europeană rapid a trecut la toate etapele următoare. A transmis autorităților de la Chișinău un chestionar cu multe întrebări pentru a evalua în ce măsură Republica Moldova este pregătită să devină stat candidat. Prin efortul autorităților de la Chișinău, Republica Moldova a reușit să transmită repede răspunsuri convingătoare Comisiei Europene. Pe baza acestei evaluări, ce a fost pozitivă, prin sprijinul obținut și din partea Parlamentului European, cu recomandarea Comisiei Europene, toate cele 27 de state membre au fost de acord în luna iunie să ofere Republicii Moldova statutul de stat candidat. Am luat în doar câteva săptămâni decizii importante ce au permis colaborarea între Poliția de Frontieră a Uniunii Europene, Frontex, și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Am reușit să ridicăm cotele la exportul de produse moldovenești pe piața europeană. Am reușit să oferim sprijin financiar, toate într-un interval de timp scurt, imediat după atacul ilegitim și ilegal al forțelor armate ruse în Ucraina. Sunt încrezător că și în următoarele etape, datorită voinței de reforme existente la Chișinău, vom reuși să luăm deciziile repede. Nu vă poate spune nimeni în momentul de față când exact se vor materializa următoarele etape, însă dacă cele 9 recomandări vor fi îndeplinite pe durata următoarelor luni, și eu cred că orizontul de timp nu este mai lung de câteva luni de zile, trebuie să avem o evaluare a Comisiei Europene și după aceea să trecem în etapa următoare. Negocierile în vederea aderării la Uniunea Europeană vor avea loc pe multe capitole. Unele dintre capitole vor fi complicate, pe unele probabil nici nu le putem deschide încă la moment, dar pe altele le putem deschide, putem face progrese și exact aceasta trebuie să fie abordarea noastră.
să ne apucăm de treabă în acele domenii în care ne putem apuca. Aceasta a fost prima dumneavoastră întrebare, cea de-a doua întrebare legată de sprijinul care poate veni de la nivel european. Cu sprijin european, Republica Moldova are astăzi capacitatea de a achiziționa gaz din alte surse decât de la Federația Rusă. Cu sprijinul tehnic, cu asistența europeană, Republica Moldova are astăzi această alternativă. Nu mai este 100% dependentă de gazul din Federația Rusă. Vom ajuta Republica Moldova să achiziționeze gaz din surse alternative, 1 la mână, 2 la mână. State membre ale Uniunii Europene, când vor avea capacități, vor ajuta Republica Moldova cu livrări de gaze și livrări de electricitate și am văzut cu toți, în primul rând, autoritățile din România cum și-au exprimat dorința, angajamentul și chiar angajamente concrete de a sprijini Republica Moldova cu energie necesară în perioada următoare. Din puținul pe care și noi îl avem, e normal să împărțim cu cetățenii Republicii Moldova să ne ajutăm pe ambele maluri ale Prutului. Avem un sprijin financiar pentru Republica Moldova pregătit de la nivel european, sprijin bugetar direct pentru bugetul Republicii Moldova, dar și proiecte care să țină economia, care să sprijină economia Republicii Moldova. Dorința noastră este să facem mai mult, să creștem sprijinul financiar, astfel încât autoritățile de la Chișinău se poată folosi aceste resurse pentru ajutorarea consumatorilor vulnerabili și pentru reducerea presiunii ca urmare a prețului crescut la electricitate. În plus, luăm o serie de măsuri la nivel european care vor ajuta indirect și Republica Moldova. Dorim să reducem cât mai mult, cât mai repede dependența europeană de combustibil fosil din Federația Rusă, fiindcă nu avem încredere în acest furnizor. Anul trecut, 40% din gazul consumat în Uniunea Europeană venea din Federația Rusă, la moment doar 9% din gazul consumat în Uniunea Europeană vine din Federația Rusă. Cu cât Uniunea Europeană are mai multă energie din surse de încredere și cu cât securitatea energetică este mai bine asigurată la nivelul Uniunii Europene, cu atât poate ajuta și Republica Moldova mai mult. Toate proiectele pe care le vom face în domeniul energiei vor fi deschise și Republicii Moldova, achiziționare comună la nivel european, stocare la nivel european. Acesta este un proiect deschis Republicii Moldova. Am conectat rețeaua electrică a Republicii Moldova. Am sincronizat rețeaua electrică a Republicii Moldova cu rețeaua europeană anul acesta și asta ne permite să oferim de asemenea sprijin. Și, ultim lucru, vom reforma piața europeană a energiei, astfel încât prețul la energie electrică să nu mai depindă în mod automat de prețul la gaz, astfel încât dacă prețul la gaz crește, facturile oamenilor să nu mai crească în mod automat, este de asemenea un lucru de pe urma căruia și Republica Moldova va avea de beneficiat. Mulțumesc! Eduard Maciar, portalul Politic Media. O întrebare pentru vicepreședintele Parlamentului. Spuneți-ne cum vedeți sau cum comentați poziția celorlalte grupuri politice în Parlamentul European referitor la observațiile, să spunem așa, mai critice în raport cu Republica Moldova, în special legat de informațiile care sunt prezentate în aceste rapoarte către Parlamentul European, destul de subiective, destul de triumfaliste, având în vedere că situația totuși în Republica Moldova este destul de complicată legat și de reforma justiției și de procesul de pauperizare a populației. Vă întreb în acest context cum vedeți comentariile celorlalte grupuri politice din Parlamentul European. Mersi. Din câte cunosc eu și din experiența mea de colaborare cu grupurile politice din Parlamentul European, există un sprijin enorm și un consens larg în toate grupurile mari a Parlamentului European, fie că e vorba de PPE, grupul din care facem parte, grupul social-democrat, grupul ALDE, toate grupurile mari sprijină ambiția Republicii Moldova de a deveni membru Uniunii Europene și sprijină și demersurile, procesul de reforme pe care Republica Moldova îl implementează. Dacă vorbiți la anumite portavoci a unor oligari fugari care încearcă să se destabilizeze situația politică din Republica Moldova, atunci nu cred că am mult de comentat. Pot să vă spun că partenerii noștri, atât din Parlamentul European, cât și din capitalele europene,
văd ce se întâmplă în Republica Moldova și apreciază eforturile guvernării de a păstra Republica Moldova în albia stabilității, a normalității și în albia lumii libere, lumii pro-europene. Și da, sunt actori politici atât în interiorul Republicii Moldova cât și în exteriorul Republicii Moldova. Vedem asta în inclusiv investigația jurnalistice a colegilor dumneavoastră din Republica Moldova, dar și a unor ziare de talie internațională, cum este Washington Post, unde dezavuiază toate aceste grupări criminale transnaționale, conexiuni cu FSB-ul rusesc, care încearcă să destabilizeze situația de Republica Moldova, dar nu le va reuși, pot să vă asigur, inclusiv grație sprijinului nu doar a cetățenilor Republicii Moldova, dar și a prietenilor și partenerilor noștri din toate grupurile politice din Parlamentul European, dar mai cu seamă din grupul cel mai mare, din grupul Partidului Popular European, din care facem parte atât domnul Mureșan, cât și Partidul Acțiune și Solidaritate. În completarea celor spuse de domnul președinte Pupșoi, aș dori să subliniez următorul lucru. Toate deciziile luate în favoarea Republicii Moldova în Parlamentul European recent au fost luate cu majoritate covârșitoare. Sprijin peste 80% din Parlamentul European pentru Republica Moldova, atât la ridicarea cotelor, cât și la sprijin financiar și mai ales la rezoluția Parlamentului European adoptată în luna mai, în care am solicitat acordarea statutului de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sunt câțiva, foarte puțini europarlamentari de extremă stângă și extremă dreaptă. Eurosceptici, care sunt de părere că e mult de discutat și de interpretat, inclusiv în ceea ce privește invazia ilegală și legitimă a forțelor armate ruse în Ucraina. Acești colegi sunt eurosceptici, sunt câțiva extremiști, au avut întotdeauna poziții de neînțeles în ceea ce privește Federația Rusă și nu influențează deloc deciziile Parlamentului European. Toate grupurile politice pro-europene de centru stânga și centru dreapta susțin Republica Moldova. Cel mai mare grup politic, grupul Partidului Popular European, unde eu sunt vicepreședinte, susține Republica Moldova, inclusiv socialiștii, grupul liberal de centru, grupul verzilor, grupul conservatorilor, toate aceste grupuri sunt de partea Republicii Moldova. Mulțumim! Mulțumim mult! Domnule Pupșoi, spuneți-mi un lucru, sunt la Gărdășova, nu te dăjurma, ce face astăzi guvernarea noastră pentru a combate propaganda pentru că suntem actorii la o propagandă agresivă, o vedem chiar pe teren, noi reporteri, cum Sputnicul își continuă să scaldă în apă peștele. Ce faceți dumneavoastră cu Sputnicul? Bună întrebare, foarte oportună. Chiar mâine pe agenda Parlamentului este codul audiovizualului și vă invit să vedeți care sunt acele reforme pe care le implementăm pentru a securitiza spațiul informațional și pentru a combate, așa cum bine spuneți, influența nefastă a Federației Ruse în Republica Moldova. Este pe agenda Parlamentului și depunem eforturi susținute și rezultatele se vor vedea în scurt timp. Mulțumim! O zi bună, la revedere! Mulțumim!